N-am fost un genul de jucător care să schimbe sau să vâneze suveniruri, tricourile adversarilor mei, dar am avut câțiva jucători de la care chiar am vrut tricou, cu care am vorbit înainte de meci să schimbăm tricoul. În rest, eram un jucător generos, dădeam tricourile gratis copiilor de mingi sau oamenilor care îmi cereau stewards, asistenți medicali sau fizioterapeuților echipei care veneau să mă roage dacă pot să le dau tricou. În primul rând am tricourile, sunt vreo două la care țin foarte mult, Hagi și Maldini. Maldini, la campionatul european din 2000, după meciul cu Italia, am trecut peste rușine, eram în puști și m-am dus la Paolo și i-am cerut tricoul după meci. Mi-a spus că deja îl promisese altcuiva, doar că mai avea tricoul din prima repriză în vestiar și că urma să mi-l dea la vestiare. Am crezut că uită sau că mi-a spus doar așa din bun simț ca să nu mă jignească și fizioterapeuții noștri a venit la mine și mi-a zis că mă așteaptă Paolo Maldini la ușă. M-am dus așa stingher, mi-a dat tricou și i-a mulțumit frumos, doar că eu uitasem să îl duc pe al meu și el mi l-a cerut pur și simplu. A zis, dacă ești drăguț, poți să mi-l dai și tu pe al tău. Și iar pentru mine are o semnificație enormă, pentru că ulterior ne-am cunoscut, ne-am întâlnit de foarte multe ori și chiar este un om de mare calitate, un caracter. Și nu întâmplător, cei cu caracter bun ajung să facă performanță și ajung să fie idolii copiilor, pentru că copiii au nevoie de oameni, de caracter, de idoli. Iar de la Gică, pentru că era jucătorul cu care noi toți am încercat să-l copiem, să-i călcăm pe urme. E idolul unei generații sau a mai multor generații, noi cei care am crescut cu el sau am crescut văzându-l, cu atât mai mult și mi-a făcut o dedicație chiar foarte frumoasă pe tricou, pentru că mi l-a dat semnat. Era mic, probabil. Terenul de fotbal în copilărie era o parcare în spatele blocului fără mașini și improvizam cu două ghiozdane sau ce găseam și o minge. Important era mingea, restul ne descurcam. Cred că asta a fost secretul copilăriei noastre în vremurile respective, că nu aveam alternative, nu aveam alte ocupații și atunci, dacă aveai o minge, rezolvai toate problemele. Nu, că nu aveam multe tricouri și dacă făceam greșeala asta, cred că mi-o și luam. Nu scriam, dar în mintea mea și în sufletul meu aveam anumiți idoli sau anumiți jucători de fotbal pe care îi vedeam la televizor și încercam să-i copiez. Mergeam la meciuri ca suporter pentru că îmi plăcea să mănânc semințe. Cumpăram semințe, umpleam buzunarele de semințe sau pe vremea aia ți le dădeam ziar, un coif de ziar și în alea 90 de minute mâncam foarte multe semințe de dovleac pentru că erau preferatele mele. Ulterior, crescând, la CSM Reșița, improvizasem și un steag dintr-un cearșaf pe care nu-l mai foloseam. Îl vopsisem în culorile echipei și mergeam chiar și în galerie. Nu știu. Visam să ajung să joc pentru echipă. Visam să ajung să-mi construiesc propria mea carieră. Visam să realizez ceva în viață și să fiu independent. Trebuia să merg la Steaua, semnasem contractul, trebuia să merg la Rapid, pe care i-am refuzat pentru că domnul Copos a fost mult mai agresiv decât mă așteptam eu. Domnul Lucescu a încercat să mă convingă în acea perioadă pentru că mă sunau. Am ales Craiova pentru că erau câteva luni abia trecute de la decesul tatălui meu și îmi doream să fiu mult mai aproape de casă decât aș fi făcut-o dacă m-aș fi dus la București. Am ales Craiova pentru că domnul Balaci a insistat foarte mult, pentru că pe tata și pe Nea Elie îi lega o prietenie din copilărie, pentru că au făcut junioratul împreună, pentru că împreună cu Nea Sorin Cârțu ne și vedeam copil fiind, de câte ori mergeam la bunici la Craiova. A fost mult mai convingător, a convins-o pe mama și pe mine
Cu mine a durat puțin, pentru că Universitatea Craiova a fost echipa mea de suflet. Fără să-mi dau seama, îmi puteam îndeplini un vis pe care pur și simplu nu mi-l propusesem. Era o singură problemă, trebuia să încalc o rugăminte a tatălui meu și aceea de lunile premergătoare decesului lui, îi spusese mamei că dacă voi ajunge vreodată să fiu curtat de echipe și voi fi curtat de echipe, să merg la Steaua. Deci pur și simplu am refuzat Steaua din aceste motive, familia și insistențele lui Neailie. Am fost atât de surprinzător că nu știa nimeni că m-am dus la Ajax. Am muncit mult și experiența pe care am acumulat-o, faptul că am avut lângă mine o persoană care mi-a dat sfaturi foarte multe și care m-a învățat ce înseamnă sacrificiu, ce înseamnă munca, dar mai ales ce înseamnă pasiunea pentru jocul de fotbal, m-a făcut să, de-a lungul junioratului, să jocam în toate pozițiile care există pe terenul de fotbal într-o echipă de fotbal. În afară de partea dreaptă, cred că am jucat peste tot. Și lucrul ăsta mi-a fost foarte util și mai mare fiind și în perioada în care am jucat în divizia A. La Craiova am început mijlocaș, am jucat și în spatele vârfului, am jucat și extremă stânga, am jucat și funda stânga și am devenit și fundaș central. Mi-a prins bine, era perioada în care mergeam la echipa națională de tineret, unde alternam, jucam mijlocaș în fața apărării sau funda stânga. Ajaxul m-a urmărit un an de zile. Nu e nimic întâmplător. Scoutingul clubului ulterior l-am aflat, fiind acolo. E atât de dezvoltat încât urmăresc un jucător în cât mai multe meciuri posibile. Am aflat că pe mine m-a văzut seara în 28. Deci n-a fost făcut de pe o zi pe alta. Am fost urmărit. Știam de acest lucru pentru că am avut semnale în acea vară, în vara pe care am și plecat. Eram în cantonament în Franța și la un meci cu Auxerre amical mi s-a spus că cei de la Ajax sunt în tribună pentru mine. S-au întors în campionat după un meci, în primele etape, în care au cerut și o întâlnire cu mine. Într-unul din birourile sau camerele de la stadion m-am întâlnit cu Danny Blind și cu Tony Pronk, care era șeful scouterilor. Am avut o discuție în care ei au vrut să vadă ce fel de om sunt, în care au vrut să vadă cunoștințele mele tactice vis-a-vis de jocul de fotbal, ce știam despre Ajax și după două săptămâni s-a făcut transfer. Cam asta e povestea. Refuzasem în acea vară Viteza Arnhem, nu știu de ce. Pur și simplu nu m-am simțit confortabil cu cum au decurs negocierile, eram singur la negocieri. Impresarii mei nu știau de această întâlnire, era o întâlnire organizată de către club. Eu n-am vrut să semnez un precontract sau un angajament în care eu îmi dădeam acordul și în care m-a obligat ca în timp foarte scurt să ajung la Arnhem și am ajuns la Ajax după o lună. Ușor nu e pentru un copil de 18 ani care pleacă într-o lume nouă, într-o țară nouă, într-un oraș nou, fără prieteni, fără nimic. Pur și simplu cu o valiză, încercând să-și urmeze drumul în viață și să-și atingă niște obiective pe care și le propusesc. E greu. E greu pentru oricine, e greu pentru un copil, e greu pentru un adult, pentru cei cu multă experiență de viață. Dar m-am adaptat treptat. Iar încă singurul lucru pe care trebuie să-l fac e să muncesc. Iar încă singurul lucru pe care trebuie să fac e să ajung să-mi îndeplinesc obiectivele cât mai repede ca să pot trece la următorul nivel. Și am făcut-o, zic eu, destul de bine, deși mi-a fost greu. Pentru că nu e ușor. Pentru că îți ia ceva timp să înțelegi că într-un vestiar, la o echipă, există competiție, trebuie să muncești, să demonstrezi, să-ți câștigi respectul și de multe ori ne pierdem în acest detaliu. Trebuie să înțelegem că nu mai ești la tine acasă, nu mai ai prietenii, nu mai ai
colegii de la care îți câștigasei respectul și că trebuie să o iei de la zero. Și nu e ușor să o iei de la zero. Cei care conștientizează lucrul ăsta cât mai repede reușesc să treacă peste acest impediment și să se impună într-un timp relativ scurt. Pentru alții durează mai mult sau deloc, sau hotărăsc, aleg să se întoarcă acasă sau aleg să meargă într-un loc unde există confort, există liniște, respectul pe care probabil ți l-ai câștigat ulterior. Am vorbit, da. Am vorbit pentru că am onoarea să ne vedem, să ne întâlnim de multe ori și rar mi-a fost dat să văd oameni cu atâta carismă, oameni cu personalitate, oameni care doar privindu-i impuneau respect și el e unul dintre aceia. Personal, sunt multe lucruri pe care le-am discutat de fotbal în general, de viață, de Ajax, de cultura clubului, de tot ceea ce reprezintă acel fenomen. Dar cred că el a lăsat în urmă pentru generațiile de antrenori sau pentru generațiile celor implicați în fotbal o biblie a fotbalului pe care mulți încearcă să o pună în valoare. Sunt foarte mulți care o înțeleg, dar sunt și cei care nu o înțeleg. Da și nu. Unul din obiectivele mele când am ajuns la Ajax era să ajung să joc la Ajax și vreau să ajung la campionat european. M-am impus la Amsterdam, exceptând prima lună sau primele două luni în care n-am jucat, am jucat regulat și zic eu am făcut-o bine. Avusesem posibilitatea să fiu selecționat în lotul lărgit înainte de campionat european. Știam că voi avea posibilitatea să joc în anumite meciuri și eu trebuia să fiu pregătit pentru a arăta, a demonstra antrenorului că se poate baza și pe mine, chiar dacă eram tânăr. Am jucat meciul din Olanda, meciul amical de pregătire, de la început, titular, cred că era a doua sau a treia mea convocare, prezență la echipa națională. Am pierdut. Olanda în acea vreme avea o echipă redutabilă, dar în cont de condițiile acelui meci și de calitatea adversarului, cred că m-am descurcat destul de bine, poate nu la nivelul așteptărilor celorlalți, dar eu eram mulțumit. După care, țin minte că am jucat un meci cu Grecia la București, era ultimul meci de pregătire. Am fost rezervă, am început pe bancă și știam că voi avea posibilitatea chiar și pentru 5 minute să joc și trebuia să fiu pregătit și am fost pregătit, am intrat 20 de minute. Cred eu că am făcut-o și atunci destul de bine, dar sigur, antrenorul era cel care hotăra lista și cel care probabil își construise în cap o echipă cu care să abordeze turneul final, campionatul european. Nu știu dacă eram în mintea lui în acea perioadă, dar cu siguranță când a avut de ales între mine și Nanu, care era un jucător cu experiență, un jucător care juca, câștigase trofee cu Rapid, juca în Olanda la Vitesse, a ales tinerețea și viitorul echipei naționale. Și am ajuns la campionatul european unde am jucat toate meciurile și a fost așa cum a fost. Pavion. Cred că după 4 ani la Ajax, în care câștigasem deja toate trofeele, avusesem un parcurs foarte bun în Liga Campionilor, era momentul să fac pasul către un campionat mai puternic și, din punctul meu de vedere, cel italian era cel mai potrivit pentru mine, pentru că eram un fundaș și aveam multe de învățat. În acea vreme, Nesta, Maldini, Cannavaro, Materazzi și așa mai departe. Și vreau să vin aici, să învăț meserie și să am posibilitatea să câștig din nou trofee. Roma a fost echipa care m-a dorit. Am ales să plec de la Ajax și am ajuns la Roma. Capello a insistat foarte mult ca eu să vin și cred că sunt convins că am făcut o alegere foarte bună. Era ceea ce îmi doream, pentru că jucasem împotriva echipei, pentru că nu vreau să plec din Italia fără, în mintea mea, la momentul respectiv, fără să câștig un campionat în Italia. Cu Roma câștigasem în ultimul an Cupa Italiei. Mi se părea echipa cea mai potrivită pentru mine. Știam că există interes din partea lor. Eu la Roma rămăsesem în ultimul an de contract și știam că trebuie să mă vândă din moment ce nu mi se propusese prelungirea contractului. Și le-am zis, dacă tot vreți să mă vindeți, singura echipă la care voi pleca e Inter. Se pare că n-au înțeles. În vacanța de vară m-au sunat să mă duc la Madrid, că ei s-au înțeles cu Realul. Le-am zis că îmi pare rău, dar singura echipă la care merg e Inter și am ajuns la Inter. Ochiul cu voi, n-a fost ușor pentru că
Mi-au spus că la Inter nu mă vând. M-au inclus pe lista neagră a celor care au produs pagube financiare clubului pentru că refuzasem să merg la Madrid, unde ei primeau o sumă destul de mare de bani. Am ales Inter și cred că am făcut-o bine. Cred că am ales bine. Pentru alegerile pe care le-am făcut în viață, nu mi-a părut rău niciodată. Odată cu venirea la Inter, m-am simțit un jucător împlinit. M-am avut șansa să joc acolo unde mi-am dorit. N-am avut niciun moment de regret sau să mă întreb cum ar fi fost dacă m-aș fi dus acolo. Pur și simplu a fost alegerea mea și cred eu că a fost o alegere bună. E la fel cum îl vede și la televizor. E un băiat deosebit, cu un suflet mare. Mă rog, are câteodată atitudinea asta de aroganță, dar probabil că e o formă de autoapărare în ceea ce privește sensibilitatea lui ca și om. Multe. Și mulți jucători. Și mentalitatea. Cred că punctul lui forte este partea mentală la care lucrează foarte mult și consider că o face foarte bine. Munca. Trebuie să muncim, ca în sport în general, trebuie să muncești și să te dedici la antrenament ca și cum ar fi un meci important din orice competiție. Pentru că în momentul în care tu te antrenezi într-un fel, lucrurile devin mult mai ușoare în timpul meciului oficial. Nu. E un antrenor foarte corect, e un antrenor onest și cred că principalele lui calități sunt astea. Pentru că e un parolist, e un om de cuvânt, e un om care are grijă de jucătorii lui și lucruri importante care îl contează atunci când lucrez cu niște adulți. Nici cum. Nu ne-am pus niciodată problema asta, e un duel care face bine presei, așa cum duelul Messi-Ronaldo face bine fotbalului. În egală măsură, cred că și duelul ăsta între cei doi antrenori poate fi pus la același nivel. Nu vreau să-mi dau cu părerea, dar o am vis-a-vis de ceea ce reprezintă cei doi antrenori. Sunt doi mari antrenori pe care fotbalul din zilele noastre îi are, pe lângă mulți alții. Sunt doi antrenori care au câștigat trofee importante, care au schimbat, la un moment dat, au influențat tendențele în fotbalul european. Dar aș avea, cred, un plus pentru Mourinho, pentru că a reușit să câștige cu echipe care nu au avut posibilitățile financiare sau talentul jucătorilor de care a dispus Pep la Barcelona, Bayern sau acum la City. Să fie antrenor foarte bun și ei sunt antrenori foarte buni, îți trebuie și puțină șansă, îți trebuie și idei clare și îți trebuie și să reușești să te adaptezi la la realitatea vestiarului și la realitatea lotului. Consider că Mourinho a întâmpinat mult mai multe dificultăți de-a lungul carierei în a alcătui lotul și în a forma o echipă decât a făcut-o Pep. Eram de față la discuțiile alea. Eram la micul dejun în America, în ziua în care Zlatan a plecat și eram eu, el și Mourinho. Eu știu ce s-a discutat, nu, n-a fost chiar așa. Zlatan a spus că merge la o echipă la care va câștiga toate trofeele și José i-a zis, vezi să nu câștigăm noi Liga Campionilor, să-ți pară. A fost ceva genul, e mai bine și mai important pentru tine și pentru autostima ta să câștigi un trofeu cu o echipă care, Liga Campionilor, care n-am mai câștigat de 43 de ani, decât să o faci cu o echipă care în ultimii 4 ani sau 5 ani a câștigat deja 2 sau 3. Era în glumă, bineînțeles. Deja se hotărâse, se făcuse transferul, el lua micul dejun, își făcea bagajele și pleca. Speria că nu știam ce se va întâmpla cu mine, nu știam dacă mă voi trezi din operație, nu știam dacă voi rămâne cu sechele pe viață, nu știam dacă voi rămâne paralizat, pentru că partea stângă mi-era amorțită, mi-era paralizată după asta. Nu e ușor, dar am trecut peste. Au tăria de caracter și puterea
mentală, să o iau de la capăt și să trec și peste dificultățile pe care le-am avut ulterior accidentării. Da, am pierdut 1-0 și ne-am calificat în finală. Cred că e cea mai dulce înfrângere la care am luat parte. N-a fost ușor, suferință. Am jucat în 10 oameni, cred o oră, nici mai țin. Iar să joci împotriva Barcelonei pe Camp Nou, cu 100.000 de oameni, în 10 oameni, cu o echipă care, din punctul meu de vedere, e cea mai bună din istoria fotbalului, la modul cum juca și jucătorii pe care avea la dispoziție, n-a fost ușor, dar am reușit să... Marea performanță de a trece turul și de a juca o finală de Liga Campionilor, pe care ulterior am și câștigat. Am început să joc în martie, aveam deja meciuri multe jucate. Nu mă așteptam să pot să joc atât de devreme după acea accidentare, dar am muncit mult ca să fac lucrul ăsta. Am trecut peste sfaturile medicilor și mi-am ținut promisiunea față de Mourinho, promisiunea pe care o făcusem în ianuarie când m-a inclus în lista UEFA, pentru că exista posibilitatea să rămân pe din afară, fiind accidentat și neștiind că mă voi întoarce. I-am spus doar că în martie voi juca și am fost parolist. Păi nu știu, m-a retras la 33 de ani până pe la vreo 36. Aveam în cap ceea ce vreau să fac, mai aveam un an contract cu Inter, terminam contractul și vreau să plec în America. Cam asta ar fi fost traseul meu dacă nu aș fi avut acea problemă de accidentare care m-a retras. Spre norocul meu, anii trec și te maturizezi mai mult și nu mai ai mintea de la 18 ani. E plăcut să vezi gândirea, nu știu, unui tânăr, așa aici mă refer la mine, care la 18 ani visa departe. Cred că unul din secrete e să gândești departe. Să gândești că poți să ajungi oriunde, oricum. Cred că ăsta e unul din secrete, să nu te mulțumești cu ce ai. Odată ce ai atins obiectivele pe care ți le-ai propus să treci la următorul, la 18 ani, sigur, visam să am posibilitatea să câștig un asemenea trofeu. Și am avut norocul, șansa să fiu la locul potrivit, la momentul potrivit, în echipa potrivită. Nu m-am gândit niciodată la că am ajuns fotbalist, deja mă simțeam. La echipe importante în care cred că n-aveam nimic de demonstrat nimănui, ci pur și simplu mă gândeam doar să reușesc să mă autodepășesc și să-mi impun noi obiective. Pentru mine, câștigarea acestui trofeu a avut o semnificație aparte, pentru că se leagă totul de accidentarea mea din ianuarie, când nu știam dacă mai joc fotbal. Sigur că primul gând al meu a fost că, deși cu 4 luni în urmă, nu știam dacă o să mai joc fotbal, mă aflam pe teren și așteptam să fiu premiat cu o medalie și cu acest trofeu. Ceea ce are o semnificație mult mai mare decât ceea ce gândește lumea, pentru că sunt niște trăiri sentimentale pe care temeri și pe care eu le-am trăit în toate acele luni. Și deși nu eram refăcut complet, am reușit să joc meciuri și am reușit să câștig un trofeu. Am regrete că n-am participat la campionatul mondial. Spuneam că sunt puține regrete în fotbal, o neparticipare la campionatul mondial e unul dintre ele. Și cred că barajul cu Slovenia e unul din marile regrete pe care le port în suflet și care din când în când mi se întorc în minte. Aș renunța la multe trofee pentru o participare la campionatul mondial. Nu aș renunța la Liga Campionilor pentru asta, dar aș renunța la foarte multe trofee și aș renunța la multe lucruri pentru simplă participare, pentru că până la urmă vorbim de o participare cu mici posibilități de a câștiga un trofeu. Dar e unul din marile mele regrete. Slovenia-România și am avut posibilitatea, pentru că am jucat foarte bine în prima repriză, dar din păcate am fost puțin naivi și am pierdut acel meci, deși cred că și în retur puteam foarte ușor să câștigăm acel baraj, dar din păcate presiunea rezultatului, cu trecerea timpului am devenit puțin agitați, ne-a costat acel contraatac și acel gol al lui Rudonia. Dar asta e fotbalul, de-aia e frumos și din păcate noi am fost de partea celor care au trebuit să își șteargă lacrimile de la ochi. No, generația mea, generația noastră, putea mai mult, cu siguranță. Probabil putea avea și mai mult noroc, dar mai mult ca sigur putea mult mai mult decât a făcut. Așa a fost destinul acelei generații, cu doar o calificare la campionatul european din 2008, dar per total cred că puteam mult mai mult. Nu, dar la cum au decurs lucrurile, eram conștient că ne îndreptam către lucrul ăsta. La cum involuția fotbalului românesc ne pregătea într-un fel pentru ceea ce avea să urmeze.
și se pare că mulți au prevestit și au prevăzut lucrul ăsta înaintea noastră. Iar Hagi e unul dintre ei. Muncă. Totul se rezumă la muncă. Totul se rezumă la muncă și se rezumă la, la cum conștientizezi sacrificiile pe care trebuie să le faci și pentru a reuși și a avea posibilitatea să urmezi un drum, pentru unii mai mare, pentru alții mai mic, trebuie să muncești. Pentru că nimeni nu-ți dă nimic, nimeni nu-ți oferă nimic, trebuie să te duci să ții singur. Lucrul ăsta îl faci doar muncind. Muncă înseamnă că te trezești dimineața și îți propui un obiectiv pe care trebuie să-l realizezi în antrenamentul respectiv. Munca înseamnă să nu te mulțumești cu ceea ce știi și ceea ce ai, să încerci să te autodepășești în fiecare zi, în fiecare zi să înveți câte ceva. Iar pentru asta trebuie să te dedici în cele 2 ore de antrenament, sau greșesc, 2 ore înainte, 2 ore în timpul antrenamentului și 2 ore după. Cam asta e munca. Munca înseamnă să nu fii mulțumit niciodată cu ceea ce ai și să vrei mai mult. Munca înseamnă să te dedici celor 2 ore dinainte de antrenament cu un scop anume, să faci anumite lucruri. Să înveți ceea ce înseamnă jocul de echipă și după înseamnă să ai grijă de corpul tău, refacere, pregătire fizică extra și toate cele. Munca înseamnă să vrei mai mult și să fii conștient de sacrificiile pe care trebuie să le faci și să te pregătești și din punct de vedere mental pentru ceea ce înseamnă sportul de performanță. Iar atunci când faci toate lucrurile astea, îți intră în automatism să faci lucruri mai mărețe, să realizezi lucruri mai importante, dar să nu uiți niciodată că trebuie să muncești. Pentru că dacă uiți să muncești și te automulțumești cu ceea ce ai, o iei în jos. Asta înseamnă muncă. Viața, familia, lucrurile pe care le am și lucrurile pe care vreau să le dobândesc. Minciuna, prostia, neomenia. Nu le-am numărat, dar cred că da. Bun, asta. Mă aștept un lucru. Ceea ce mulți uită sau mulți fotbaliști sau mulți sportivi nu reușesc să ajungă la asta. Înainte de a fi ceva, ești om. Iar atunci când citești, omul respectiv crește. Începe să acumuleze un bagaj de cunoștințe care îl ajută, atât ca om, cât și ca sportiv sau ceea ce face. Te ajută să-ți îmbogățești imaginația, te ajută să interpretezi anumite situații altfel, pentru că bagajul tău de cunoștințe e mult mai mare. Te ajută să-ți construiești un vocabular, ceea ce te face să-ți crească autostima. Și atunci când toate lucrurile astea ca și om cresc, din punct de vedere uman cresc, automat crește și sportiv. Pentru tine, pentru voi e mișto. Eu am 3 luni de când antrenez și antrenez o grupă de copii. Îmi place, mă simt bine, mă simt în mediul meu, ceea ce contează foarte mult pentru mine în momentul de față. Știu ce vreau, dar cred că e prea prematur și prea devreme să pot să împărtășesc care sunt idealurile mele în ceea ce privește această meserie.